eram la calificări în Champions League și a ajuns la spital în sfertul 2. Am reușit până și performanța de a le da echipamentele la hotel și să le uite în hotel. Suntem într-un business de babysitting profesional pentru jucători cu o medie de peste 1,90 m. Și cea mai grea zi este o zi care merită trăită din plin. După cum știți astăzi, sunt manager 24 de ore și după cum vedeți, suntem aici cu adevăratul manager al voluntarului, domnul Ionuț Georgescu, omul pentru care am ajuns și aici. Îi mulțumesc foarte mult și m-a introdus cumva în lumea asta administrativă, să zicem, a basketului. Lui. În primul rând, cum arată o zi din viața dumneavoastră? Luca, mersi în primul rând că ai venit. Asta a fost ideea, ca să nu mai muncesc 24 de ore, de asta ai venit tu. 2-3 ore trebuie să mi le acoperi. Ceea ce facem noi e un stil de viață și atunci e 24/7. Niciodată nu poți să spui, gata, am terminat treaba pe ziua de azi, oricând telefonul poate suna. Din acest motiv îl încărcăm de vreo 2 ori pe zi, în zilele mai agitate, chiar și de mai multe ori. Sunt un bun tester de telefoane, maxim un an de zile rezistă. Râd colegii de mine pe subiectul ăsta. În rest, ziua de meci este una specială, mai ales atunci când joci la 20-30, este un chin. Încercăm să stăm în rutina echipei, avem antrenament, avem vizionare, sunt discuțiile cu antrenorii, cu stafful, cu personalul medical, încerc să iau pulsul din partea tuturor, vedem cum au dormit, cum s-au trezit, ce îi doare, ce nu îi doare. Și apoi vine o perioadă extrem de complicată în care trebuie să omor timpul până când se aude primul fluier și atunci totul devine mai plăcut sau normal pentru mine. Astăzi, de exemplu, am avut antrenament foarte devreme, de la 9 la 10. Este o zi plină de meciuri. Asta este un avantaj atunci când jucăm în deplasare și ok, nu vorbim de un turneu de Cupa României, căutăm meciuri din alte ligi sau poate ne uităm la ceva ce, mă uit la ceva ce îmi place, poate un meci în care am jucat bine sau poate un film la un moment dat, un film sau citesc ceva. Cumva încerc să îmi țin mintea ocupată, chiar dacă tot timpul va fugi spre ce urmează să se întâmple mai important în ziua respectivă. De asemenea, îmi place să văd, să analizez trăirile jucătorilor. Câteodată îmi pun semne de întrebare dacă unul e prea fericit sau dacă e prea trist. Îmi dau seama că după atâția ani că de multe ori nu au nicio relevanță. Poți arăta mega focusat dimineața, iar seara să fii total aerian. Sau poți să fii zâmbăreț, să-ți uiți shortul la hotel și seara să ai cel mai bun meci. Ceea ce sper să se întâmple și astăzi. Practic, greul dumneavoastră vine înaintea meciului. Când băieții joacă, dumneavoastră sunteți cel mai relaxat, din ce am înțeles. Relaxat e un cuvânt mare. Dar mă simt cel mai confortabil. Ce-i drept, atunci trecem pe postul de cheerleader, de majoretă. Fiindcă tot ce poți să faci e să încurajezi. Ok, mai sunt pauzele în care mai discuți cu antrenorii, mai analizez niște statistici, să nu mai exprim opiniile, de asta în ultimul an și jumătate am decis să nu mai stau pe bancă, întrucât din apropierea echipei văd lucrurile un pic mai bine, un pic mai relaxat, le pot analiza altfel, pot observa comportamentul jucătorilor pe bancă, pot vedea anumite reacții care din unghiul care stăteam, între primii trei oameni de pe bancă, sunt lucruri pe care nu le observam sau nu le ofeream suficientă atenție. Repet, n-aș pune relaxat, îmi doresc să avem meciul ăsta la plus 20, plus 25 și să fim mai relaxați, dar altfel încercăm să ne bucurăm de rezultatul muncii noastre, pentru că după ce arbitru fluieră, nu mai avem cum să îi ajutăm pe jucători, știu ce au de făcut. Desigur, există o atenție pentru ce se întâmplă în organizarea partidelor, mai ales dacă jucăm acasă, dar când suntem în deplasare, maxim suntem atenți la ce nevoie au jucătorii, poate putem ajuta într-un fel stafful medical sau pe sportivi în cazul în care apare ceva, nu știu, neașteptat. Eram la calificări în Champions League și tot Rigocer a ajuns la spital în sfertul al treia. Sunt lucruri care se întâmplă, trebuie să fii pregătit pentru orice. Tot la fel de situații neașteptate, dacă mai țineți minte, sigur mai țineți, odată Vlad Moldoveanu, parcă și-a uitat mai eu, nu? Când a jucat cu 6 pe spate și cu numele acoperit. Da, așa e.
Am avut multe de-astea acum, eu, numai de aceea, la CSO Voluntari, echipamentele de joc intră în responsabilitatea terapeutului, a staffului medical. Nu de altă, dar îmi doresc să pot ucide o singură persoană în cazul în care ceva se întâmplă. Tibi și cu Doc au grijă de echipamente, băieții vin la sală. Am reușit până și performanța de a le da echipamentele la hotel și să le uite în hotel. Tocmai de aceea le dăm direct la sală, mai avem puțin să le punem pe ei până să intre pe teren. În rest, da. Trebuie să înțelegem, și asta glumim, mai în glumă, mai în serios, în discuțiile cu antrenorii și cu toți cei implicați în stafful echipei. Noi ne putem numi manageri, antrenori, PR, președinți, dar de fapt, suntem într-un business de babysitting profesional pentru jucători cu o medie de peste 1,90 m, de care trebuie să avem grijă. Dar să avem grijă la modul în care să ne pese. Să ne pese în primul rând de ei ca oameni și de ei ca sportivi. Pentru că toate trăirile lor, nivelul lor de concentrare, toate acestea se vor vedea și pe teren. Dar cu toții avem probleme și în afara orelor de muncă, să le numim așa. Și atunci, treaba noastră este să-i cunoaștem suficient de bine pe acești oameni, astfel încât să realizăm atunci când este momentul ca noi să intervenim și să îi ajutăm cu ceva sau să luăm o anumită măsură sau să îi readucem puțin cu picioarele pe pământ, poate nu sunt concentrați. Și tu ai avut zile în care parcă nu aveai chef. Da. Se întâmplă în absolut orice domeniu, inclusiv în sportul de performanță. Prin statut trebuie să fim profesioniști în fiecare zi. Ca oameni avem momentele noastre în care nu facem lucrurile fix cum ar trebui. Iar în meseria mea am învățat să cât de important este să manageriezi corect oamenii, cunoscându-i foarte bine și știind ce butoane trebuie să apeși, astfel încât să-i activezi, să dea tot ce au ei mai bun atunci când momentul o cere. Pe Vlad Moldoveanu, tocmai de aceea am decis să-l retragem și nu-și poate uita maioul, fiindcă este arborat în sala Gabriel Sabo și na, este ok. Îl dăm jos în caz de ceva. Mărimea s-ar putea să fie puțin mare, chiar dacă e greu de crezut. Da, încă se menține într-o formă bună, Vlad. Și un sfat? Eu, 24 de ore manager, ce mi-ați recomanda să fac? Sau să nu fac, mai bine spus? Ce să faci și să nu faci? În primul rând, trebuie să... Tot ce faci, trebuie să faci cu pasiune și cu entuziasm și cu înțelegere, să-ți dezvolți capacitatea de a înțelege situații și de a înțelege oameni. Ce să nu faci, să nu te pui pe tine înaintea altora. Cred că un lider bun conduce prin exemplu, dar asta nu înseamnă că trebuie să se pună pe el însuși într-o ierarhie superioară. Cred că faptul că vorbim de basket, vorbim de un sport de echipă, echipa trebuie să fie primul cuvânt. Chiar dacă începe cu E, trebuie să fie primul cuvânt din dicționarul celor implicați în sportul de performanță. Ți-aș spune că ai face pe oameni să creadă că obiectivul comun va servi și obiectivele personale reprezintă o cheie spre succes. Cred că acel punct în care toată lumea trage în aceeași direcție face diferența între o echipă bună și o echipă extraordinară. Cred că trebuie să-ți asumi că vei face greșeli și să înveți să trăiești cu ele, să înveți din ele, dacă poți să înveți și din ale altora, fiindcă oamenii vor să ajungă în anumite locuri, situații, la un anumit nivel. Dar ce am observat este că cei mai mulți nu știu ce este la acel nivel. De exemplu, eu îmi doresc să ajung în Euroligă, dar fără să știu cu ce se confruntă un manager de Euroligă, care sunt rigorile și standardele pentru a lucra într-o asemenea organizație, cred că nu am nicio șansă să o fac. La fel cum jucătorii visează să joace în NBA sau să joace la Real Madrid. Dar dacă tu nu știi care sunt calitățile pentru care i-au propulsat pe jucătorii actuali de la Real Madrid, care este povestea lor, de unde au început și cum au ajuns să-și trăiască propriul vis la care și tu aspiri, cred că e ca și cum deschizi cartea, dar tu nu știi să citești. Astfel că timpul pe care îl investești în educație, timpul pe care îl investești în a avea
modele de urmat pe care să le urmărești cu atenție și pe care să le evaluezi și de la care să filtrezi, știu și eu, trăsături, acțiuni, mentalități cărora să le dai o notă personală, pentru că nu poți să fii copy-paste. Da, e vorba aia simpatică, cu copia n-are valoare, trebuie să fim autentici și printr-o autenticitate care are în spate un proces lung de învățare, cred că putem avea și succes. Știu asta și este una dintre direcțiile în care eu merg. Am încercat să învăț în continuu și să caut să aplic cele învățate în activitatea mea zilnică, cum ai spus tu, 24 din 24. Și să ai un telefon bun, care să nu se închidă display-ul atunci când te sună cineva, cum mi se întâmplă mie în ultimele 4-5 luni, dar cumva nu mă îndur să-mi schimb telefonul, nu știu de ce. Să ai răbdare. Să ai răbdare cu oamenii din jur, să îi susții, să îi împingi de la spate, să îi scozi în zona de confort, să îi enervezi, dacă asta înseamnă să îi motivezi, trebuie să o faci și pe asta, să nu-ți fie frică de conflicte. Conflictele sunt bune, pot fi constructive. Suntem într-o perioadă în care evităm să spunem lucruri pe nume, să ne spunem lucruri față în față. Cred că este o atitudine greșită, cred că dacă ne respectăm ar trebui să ne putem spune liber ceea ce gândim, dacă afirmațiile noastre, vorbele noastre, introspecțiile noastre pot ajuta cealaltă persoană să aibă măcar o viziune, un termen de comparație, o mână de ajutor. Toate lucrurile astea țin și de maturizare umană, dar și profesională. Mulțumesc frumos! Sper să pot să duc la cap aceste 24 de ore și cine știe, poate pe viitor, în ceva timp, vom face și un podcast împreună. Facem și podcast. În rest, să știi că unde să te apuci de cafea ca să duci 24 de ore, uite, eu nu beau cafea. Găsește niște obiceiuri care să-ți devină o rutină preferată și ține-te de asta, știi? Și bucură-te de moment. Și cea mai grea zi este o zi care merită trăită din plin. Mulțumesc frumos! Cu plăcere! Și hai voluntari! Hai.